Salutare, fraților, și bine ați venit la un nou episod de la mine pe canal. Eu sunt Georgescu, iar astăzi, fraților, o să facem un guest de price cu Solomon și cu Credit. Au venit fix după ce au lansat piesa cu Astec, acum a mers. Frumos. Bă, destul de șmecher. A fost, a mers peste așteptări și gen merge în continuare. Nebun. Merge bine în continuare, da, nu? Da, să streamuiți acolo, să îi dați forță. Intrați la băieți pe streaming la SDB. Magazine. E bine, nu? E bine ce am zis. SDBmagazine.shop. Haideți să vă arăt produsele. Toate sunt în euro, produsele, doar că, fraților, toate produsele sunt de pe Luisa Via Roma, așa că în momentul în care o să le arăt produsele, prețul de euro să fie acolo unde apare numărul de LVR point și avem prețul în lei. Dar eu o să le zic prețul în euro pentru că e mult mai ușor decât să ne raportăm la prețul în lei. Haideți să începem, asta e prima chestie. Ce firmă e? Nu am voie, nu vă zic, doar vezi poza. Ok, bun, 350 de euro. 480. 628. A luat Credit, punctul. Dar scrieți pe telefoane cumva. A, da, pe da, nu înțeleg. Da, ok. Bun. Deci 1-0 pentru Credit. Următorul, perechea asta de pantaloni scurți. 350 la Credit. Nu te zic la coaie, scrie. 200, 490. Credit a luat punctul, 2-0. Băgamești. Next e ăsta. Care e tare, dacă vă uitați atent, vede și firma. Dar trebuie să fiți atent. Ok, da, foarte atent. Nu-i da, nu-i da hint-uri, știi dacă n-a văzut. Da. 100 de euro, 1950 de euro. Bă! 3-0, da, iar... Frumos, frumos, așa de vară. E un Dolce & Gabbana. Ah, da. Tu ai văzut, da, brandul? Nu știam ce firmă e, dar am estimat-o după cum arată, știi ce okay, zic? Ok, pantalonii ăștia scurți, iar. Stai așa, eu gata, știu. Ia să vedem. Tu cât ai zis? 300? 200? 800 de euro, frate. Bă, frate, ce... 40. 40? Frumos. 40, nu? Da, frate. Da. Deci știe credit, asta oricum are bani mulți și știe. Da, 800 de euro perechea de pantaloni scurți? Nu, e stilul meu, dar gen, dacă atâta zici, ea tofi, știi zic. Și ai dat 800 de euro? Bă, nu. Adică gen, uite, știi cum sunt Adidas, aia de la Adidas, să fii cu patru linii, gen, da, 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 da. Fix așa o vezi așa, da. Next, perechea asta de blugi. Asta e, stai să scriu eu, da, frate. Eu habar n-am, e un 300 de euro. Stai să scriu cu asta, e mult. Deci 300, 450, 1390. Bă, 50. N-am avut niciodată diferența asta, da, efectiv. Eu nu știu, de la nimeni ales. Sunt Balenciaga, așa. Eu sunt indulgent, de tot, dar aparent pulsează. Păi vezi că sunt destul de mari. Da, și poate le iei pe toate. Perechea asta de... Stai așa să-mi fac și o poza neagră. Aia? Da. Cred că știu ce sunt și știu și cât sunt. 150, 290. 290, nu, tot la tine. Cât ai zis? 150, dar e 140 diferența și la el e 150 diferența. Bă, când am văzut să pulsez... 6-0. Bă, e de la bandana asta, bă, să vă luați și voi de pe shop când o să apară. Next, ăsta, e un saco așa mai... A, asta e gen de ăla, mai pe Corleone, 1000 de euro. Nu știu că dacă aș putea să le pun la nimereală, mai la nimereală, de atâta. 460, 1000 la Solomon, prețul e 4300 de euro. Am luat așa un punct? Yeah! Cum era să-l bați la 0, e fi nebunit. Eu aș fi plecat de aici în cap, ți-o puneam de așa până la noi acolo, pe zonă. În bendo, direct. În bendo, ți-o puneam pe lift. Covorul ăsta, e de la China Town Market, cum vă zic eu, brand-ul. Așa, de la Sneaker Industry. Eu, nu, n-au la Sneaker Industry, tu atenți de pe Luisa, da, au și la Sneaker Industry. Mi-a zis prețul final la judecat. Cât? 100? 200? 260? 52. Max, stai așa că... Am mai avut odată un comeback de ăsta, dar nu mai știu cu cine, cred că la mine și la Petre. Petre avea 5 sau avea, nu, avea 3-0 în fața mea și după l-am bătut. Ăsta, ăsta, îți dai seama ce brand e. Da. Îți dai seama ce brand e. Cât? 200? 500. 850 de euro. Mamă, stai așa. Dar să-ți bei cafea în 850 de euro? Bă, că de Versace, să zic. Da, Versace cafe. Da, boss, da. 41 de milioane? Nu avem voie să-mi jurăm, nu? Nu prea mult. Nu, dar să faci altceva cu banii aia. Adică, să-ți bei cafea dimineața. Asta e de-aia de Quavo sau Future, să zic, genera dat așa puțin pula aia, beau cafea. Să-ți bei cafea de zice din 4000 de lei. Să-ți iei cafea de-aia de la Dusfără. De la Iordache. Next, asta, cureaua. Favhane. 460, 690. Ok, astea sunt de bărbați. Deci asta vă zic că sunt de bărbați. De bărbați. Da, frate, sunt de bărbați. Gen, Jeffree Star vibes. Nu știu de unde, dar le-am găsit la bărbați, am rămas șocat și de preț la fel. Îți dai seama că sunt ceva... Stai, dacă ai zis de preț, ăsta e un hint. 1000, 2000, 1165 de euro sunt de la Rico. Fă! Ok, Rico. Nici nu vine să cred, nici nu vine să cred. Hai, revenirea. Deci, ăștia de bărbați. Da, când aș purta așa ceva nici dacă mă bați. Bă, arată prea ciudat și sunt prea scumpi. E ceva ce ar purta taga undeva, doar ca să-și mențină gen stoul lui cu fashion-ul, știi ce zic? Da, dar asta e o nebunie de asta tot. Rico, n-ai ce să faci. Da. Next. Asta ca și cum le-ai găsit în H&M, știi? Eu vă mai dau conturi, dar nu mă ascultați. Pentru că poate să fie și eronate. 200, 400, 5500 de euro, frate. Seamănă cu carpeta aia de la Ikea. E fix asta. Fix asta de jos. Frumos. Achiziție bună. Uf. Trainică la casa omului. 5500 de euro. Ok, next, acest tricou. Da, frumos. Era pe galben. 600, 300, 26 de euro. Mă, vreau rimeți. Hai, următorul. Perechează de pantaloni.
Uite-te atent că vezi brandul pe ea. Deci dacă te uiți atent, vezi brandul. A. Deci dacă te uiți atent, vezi brandul. Mie trebuie să mă uit la brand, eu le simt. Cât? 500. 50? 33 de euro. Fuck! A luat. Nu, că mai trebuie, mai avem un produs. Avem un produs fix Adidas și ăștia. Ambush Flashline. Ambush Flashline. Cred că am văzut pe Farfetch pe ăștia. Stai așa că mi s-a... Ți s-a dus poza? Da, mi s-a dus. I-a murit poza, frate, ce fac. Ia să vedem. Prețul final. 1500, 400, no. 400 cu 1500, 215. Haide. Bonfire. Hai să mai avem un produs, hai să găsim un produs repede. Dar, hai să vedem perechea asta de Jordan 1 care încă nu e lansat, o să lanseze acum în curând, nu știu exact când. Cu prețul de lansare? Nu prețul de lansare, prețul e în momentul de față de la sale-ul de pe StockX, o să vorbim. De pe ăla o să ne raportăm acum. Cât? 800, 500, 270 de euro. Mi-a plăcut, frate. Și mie. Hai să-mi baschi la titele tale. Te-am distrus. Da. Deci, te-am lăsat așa la mișto. Băi, ideea e că m-am împătat eu cu ideea că generam atât de avansat și n-am început să le la mai gen. Băi, nu știe că eu vin din spate, bă. Bă, a fost direct, adică n-ai avut absolut nicio treabă. Deci, am rămas șocat. Dar frumos mi-ai strâns, adică a fost așa un rol cu ăsta. Nu, 6, super ok, nicio treabă. Asta zic. Cum vi s-au părut produsele? Ați dat banii pe toate alea? Bă, mai puțin, mai sunt unele care sunt... Bă, la vorba aia, gusturile nu se discută. Dai, da, banii pe ăla de la Versace, nu? Nu, mi se pare niște prostie, fraților, prețurile astea, adică mi se par exagerat de scumpe unele, mi se pare că nu-și merită absolut deloc prețurile, mai ales acea jachetă de da, aia puf, verde, așa. Aia de puf, aia am eu una sus de la Carcani, am dat 250 de lei. Cu asta, cu aia. Da, dar am dat 250 de lei pe ea, 250 de lei și e neagră, nu e verde, scuze, da, de culoare și o fac eu verde. Da, nu, sunt foarte exagerate unele ca preț. Și tricourile alea, deci când v-am dat tricouri de 26 de lei, crezi că sunt 500, aia că erau, tu ai văzut brandul, știi, acolo ai văzut că ai văzut Thunderbird. Toate magazine, toate shop-urile din... Tot ce-mi par lui. Da, fix. Aia, bă, sigur, ați 200 de euro. Păi bine, fraților, faza e că vreau să le mai spuneți oamenilor ce mai scoateți. De tine știu, tu mai scoți ceva solo. Eu, da, o să urmez un clip cu două persoane, nu vă zic numele, e o surpriză. Unul Solomon și unul cine? Așa și... Și Band of Season în august. Un material cu Amtip, dar mai încolo, când vine momentul. Da. Când o să fii pregătit. Da, nu o să fie toată lumea pregătită. Eu mă pregătesc ușor, ușor. Înțeles, tu nu vrei să dai acum cu toate. Păi bine, fraților, cam asta e. Dacă mai aveți vreo întrebare pentru Solomon și Credit, lăsați-o în secțiunea de comentarii, poate mai filmăm ceva cu ei, că le e foarte ușor să ajungă la mine, stau aici la mine în cartier. Și da, fraților, ca de fiecare dată, nu uitați de like, share, com, subscribe, toate alea rele, nu uitați să dați follow pe Instagram la Georgescu, șto, Kill Pil Credit. Kill Pil Credit. Nu mai contează. Da, și da, fraților, noi o să ne vedem luni la un review. Da, eu am fost Georgescu, vă pup. Pa. Haide!